O parte dintre angajații fermei de creștere a porcilor Tichilești, aparținând grupului de firme Caruz, au pichetat sediul prefecturii Brăila pentru a atrage atenția autorităților asupra unei grave sabotări a producției fermei. Protestătarii acuză Agenția APIA Brăila și Agenția Națională APIA de intoleranță absolută la niște erori de măsurare a greutății porcilor transportați, ce s-au tradus în delictul de neconformitate privind depășirea ale indicatorului de densitate per metru pătrat la transportul animalelor către beneficiar. Astfel, pentru o depășire cu 13 kg a cantității normate, ferma de creștere a porcilor Tichilești este exclusă din programul de subvenționare europeană privind bunăstarea porcinilor și obligată să înapoieze 13 milioane de lei bani din subvenția pe ultimii 3 ani și blocarea plății a 5 milioane de lei din aceeași subvenție, bani aferenți ultimei tranșe din 2015 și avansul pe 2016. Da, e un sabotaj economic. Deci, nu știu exact miza adevărată, dar poate fi, fără discuție, faptul că eu am acționat în judecată la toate abuzurile care le-au făcut ei. Am câștigat atât la Galco cu Afiru, care acum lichidatorul le cere 37 de milioane de euro de spăgubiri și expertiza care s-a făcut pentru expertul a stabilit 32 de milioane de euro. O delegație a protestatarilor a fost invitată la o întrevedere la prefectul județului Brăila cu directorul APIA Brăila. Șeful fermei de porcine Tichileș și directorul APIA au adus argumente și contraargumente care pun în evidență fie o neconformitate automată generată de un sistem informatic pe baza datelor livrate de fermă, fie abuzuri ale funcționarilor publici care sunt acuzați că fac jocul unor interese străine împotriva economiei românești și a producătorilor de carne de porc din România. În situația actuală, că în ăștia 5 ani în Europa s-au produs nenorocirii care s-au produs, noi nu putem interveni asupra acestui contract. Acest subpachet pentru care am intrat în... Pe transport, nu? Este cea mai mare panaramă, pentru că noi la vremea respectivă când s-a dat și mai târziu față de cât era normal, l-am accesat în ideea că o fi de ajutor. Este cea mai mare nenorocire care este în această... Păi de ce? V-a ajutat în perioadă. N-a ajutat cu nimic, domnul prefect. Pentru că din cheltuiala care face complexul este obligat să plătească beneficiarului transportul. În condițiile în care transportul se face cu 30% mai puțină cantitate pe unitatea de suprafață autorizat. Și dacă faci un transport în jurul Brăilei, ești binișor așa, adică dacă faci un transport la 200-300 de kilometri, societatea pierde foarte mult. Deci între suma compensată care o dă APIA și suma cheltuită, se pierde foarte mult. Nu mai vorbesc că mulți parteneri renunță să mai intre în relații cu noi, deoarece sunt obligați să acceseze această obligație vis-a-vis de respectarea normelor de bunăstare pe transport. Și omul, în loc să se ducă acasă cu 200 de porți, se duce pe 3 mai puțin. Este un sistem de calcul, ca orice sistem de calcul, tot ce ne aduce fermierul de la aviz, în care e trecut numărul de capete, kilograme, absolut toate datele făcute de fermier, deci mă repet, noi, angajații APIA, le introducem în baza de date. Primul an, automat, mi s-a dat abatere cu sancțiune, al doilea an, automat, în urma documentelor depuse. Alerta crescătorilor de porci din Tichilești are dimensiuni catastrofale. Dacă nu se revine asupra deciziei de retragere a subvenției, ferma nu mai are resurse pentru a asigura hrana celor 41.000 de porci din ferma de creștere. Fermierii susțin că abuzurile puteau fi limitate la excluderea de la plată ca neconforme a transporturilor cu pricina, nu așa cum a procedat APIA Brăila, care a eliminat total firma din schema de plată a subvenției. În cazul în care animalele vor muri de foame, fermierii spun că le vor transporta cadavrele în fața prefecturii Brăila.